Bă, vine o fată să te ia la ea acasă. Nu, mă. Nu vrei? Nu, mă. Păi vine să te ia la ea acasă, nu vrei? Nu, mă. De ce? Nu, mă. Nu vrei? Nu vrei fată? Dă-o seamă cu tine. A, vede, stai așa. Că-i... Este cu bestii, cu trei. Te-a dat chitanța la asta? N-a luat chitanța. Nu, pentru bă, știți cât, de, știți cât de deștept este domnul Edi? Fiți atent ce a făcut. Dacă nu merge, ce fac? A ieșit de la chinezi, a ieșit când am cumpărat radio-ul ăsta, a ieșit afară, a plecat cu el fără să-l plătesc. Dar eu din rușine că na, nu-i frumos, am stat vreo 10 minute așa, zic, bă, să-l plătesc, să-l plătesc. Păi m-am întors înapoi și l-am plătit, că am zis, bă, frate, nu e ok să iei un lucru. Dar el ieșise afară, n-are treabă, prea să fure lanterne, să fure de toate. Unboxing. Bucuria lui de mult. Se ridice antena, cred. Da. Faptul că vorbești prima dată pe radio, iți ia teamă. Mai adu niște artificii? Nu. Da, bine. Extraordinar. Ai văzut ce de artificii au fost? Multe. Ce culoare ți-a plăcut din toate artificiile astea? Roșu. Imaginare? Negru. Roșu și mie îmi place. Te rog să-mi spui ce ți-a plăcut cel mai mult din această vacanță de vară? Noaptea. Tot? Nu mă vede nimeni. Și ceva anume, dacă ar fi să alegi din acest tot, ce ai putea să alegi? Ceva ce ți-a plăcut? Poate o mâncărică, poate o felie de tot? Poate că ai fost la mare sau ai fost la piscină, poate că ai fost la munte, poate că ai fost la bunici, poate că te-ai jucat cu verișori, poate că nu știu ceva. Da, aruncat cu... Te-ai jucat cu moasca. Ai fost în Grecia. Unde în Grecia? În pizda, măte. Știi unde în Grecia? Cum îi zicea acolo unde... În Tasos. Extraordinar. Să nu spui că ai și stat la mare, așa, pe plajă. Te-ai jucat acolo pe plajă în Tasos?